Depășirea consecințelor apărute în urma situațiilor excepționale la nivel local în lucrul cu copiii. Acest film a fost realizat în cadrul proiectului Pilotarea și promovarea unui mecanism de reacție psihosocială în situații excepționale în localitățile Nemțeni, Obileni și Leușeni, care prevede crearea unui mecanism eficient de depășire a situațiilor de criză cu reflecție specială asupra copiilor din aspectul ameliorării stării psihosociale. Republica Moldova este predispusă riscurilor naturale cu frecvență periodică, cum ar fi alunecările de teren, inundații și cutremure de pământ. Una dintre calamitățile care a afectat grav țara noastră în vara anului 2010 a fost inundațiile de proporții mari cauzate de revărsarea râului Prut. În urma inundațiilor au fost distruse case, drumuri, terenuri agricole, afectate un număr mare de fântâni. Bilanțul pagubelor include 1.000 de case inundate, 6.144 de hectare de teren agricol, 7 poduri, 17 diguri, 2 vieți omenești. Pierderile economice produse de aceste pagube se estimează la 23,62 de milioane de dolari americani. În particular, au fost inundate în vara anului 2010 localitățile din raioanele Hâncești, Nemțeni, Sărăteni, Cotul Morii, Leușeni, Obileni. Drept consecință, două sate, Cotul Morii și Sărăteni, au fost desființate, iar copiii au fost plasați în alte instituții de învățământ din alte localități. În total, în aceste trei localități, aproximativ 450 de copii au avut de suferit de pe urma inundațiilor. O mare parte dintre ei și-au schimbat temporar locul de trai, ceea ce presupune și schimbări radicale pentru copii, școală, colegi de clasă, profesori și vecini. În situații de criză, copiii depășesc cu greu separarea de familie din cauza insuficienței suportului psihosocial. Este de menționat faptul că aceste schimbări în viața copiilor cauzează situații de stres, care se manifestă prin integrare problematică în colectivul nou de copii, predominarea comportamentului timid, agresiv și hiperactiv, comunicarea și relaționarea defectuoasă cu colegii și proprii părinți. O practică pozitivă de integrare a copiilor în perioada post-calamitate este desfășurarea activităților de animație socio-educativă cu copiii de către echipa de animatori ai Asociației Prietenii Copiilor cu Ludobusul. Activitățile de animație au avut loc în școlile din Nemțeni, Obileni și Leușeni, raionul Hâncești, prin intermediul cărora au fost integrați peste 450 de copii afectați de inundații. Helen Clark, directorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a declarat: Moldova trebuie să-și reducă vulnerabilitatea prin preîntâmpinarea dezastrelor și minimizarea pagubelor produse de către acestea. Diversi actori sociali își unesc forțele pentru depășirea situațiilor de criză. Cu regret, acțiunile acestora în mare parte sunt orientate spre acoperirea aspectului material și mai puțin al celui psihosocial, din cauza capacității reduse de intervenții în situații excepționale. În urma analizei situației impuse de inundațiile din anul 2010, se face evidentă necesitatea de a dezvolta abilitățile care se încadrează în componența psihosocială pentru sistemul de reacție la situații excepționale în comunitățile care au fost și pot fi incluse în zona de risc. În acest sens, Asociația Prietenii Copiilor a venit cu inițiativa de a crea un parteneriat durabil, capabil să răspundă necesităților copiilor afectați de calamitate. Astfel, a fost creat parteneriatul între Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului de Interne, care la rândul său a creat echipa mobilă de intervenție în situații excepționale activă în raionul Hâncești. Scopul echipei constă în asigurarea asistenței psihoemoționale și sociale copilului în vederea depășirii consecințelor post-calamitate. Componența echipei mobile de intervenție: reprezentant secție protecție civilă, psiholog direcția situații excepționale, specialist metodist direcția generală învățământ, vicedirector centrul medicilor de familie, asistenți sociali protecția familiei și a copilului 3 persoane, asistenți medicali 3 persoane, cadre didactice 3 persoane, ONG-uri 2 organizații. În acest context au fost consolidate capacitățile echipei mobile prin organizarea unui training care a constat din două module.
Primul modul, ludoterapia dereglărilor emoționale la copii, în cadrul căruia au avut loc activități interactive desfășurate sub formă de lucru în grup și lucru individual, au fost folosite exerciții aplicative și studii de caz pentru a dezvolta la participanți abilități specifice. Accent deosebit s-a pus pe modalitățile ludice de depășire a dereglărilor emoționale și de comportament la copii anxioși, hiperactivi și timizi. Al doilea modul, componente psihosociale de reacție la situații excepționale, în cadrul căruia participanții au luat cunoștință de cadrul conceptual și principii directoare în implementarea unui program psihosocial, tendințele de evoluare a crizelor și dezastrelor în lume, structura sistemului serviciului protecție civilă și situații excepționale în Republica Moldova, elementele unui plan psihosocial post-calamitate la nivel de comunitate, managementul stresului și sprijin psihosocial în caz de situații excepționale. Școala de vară, formarea competențelor psihosociale de reacții în situații excepționale, în cadrul căreia participanții au avut posibilitatea să identifice elementele de liderism, au fost delegate responsabilitățile membrilor echipei, s-a făcut cunoștință de elementele unui plan de intervenție psihosocială post-calamitate, a fost elaborat regulamentul tip al echipei mobile de intervenție, iar punctul culminant al activității a fost simularea intervențiilor echipelor mobile pilot. Noi suntem echipa mobilă de intervenție în caz de inundații în cadrul Comisiei Situații Excepționale și ce funcționează primele zile. Scopul echipei de a acorda ajutor medical și reabilitare psihosocială locuitorilor satului, în special a copiilor. Sunt primarul de Cotumori, Mirzân Cumaia. Anunț membrii echipei mobile. Deci avem primarul care deleagă rolul și demite hotărâri. Asistent social organizează activitatea de reabilitare și consiliere a psihosocială a copiilor. Medicul de familie, reabilitarea fizică și acordul primul ajutor medical. Medicina preventivă, deci asigură profilaxia apei și hrani. Inspectorul de poliție, deci asigură securitatea publică. La moment suntem în satul Cotulmori, unde se află 556 de gospodării, case de locuit și 1500 de locuitori. Inundate sunt 556 de case. La gimnaziu de Cotumori se află 189 de copii, în grădinițe 80 de copii. Copii neșcolarizați avem 86. Aici noi, în primărie, ne aflăm toți membrii echipei mobile. Încercăm să deplasăm toți copiii în satul vecin Obileni, la școala din satul vecin. Inspectorul de poliție rămâne... Cu primarul, da. Polițistul de sector este de a menține ordinea publică, vizitarea obiectelor afectate împreună cu voluntarii, evacuarea persoanelor care nu se pot deplasa, calmarea spiritelor, adică e vorba de discuțiile psihologice și menținerea ordinii când copiii vor urca în autobuz pentru a pleca la tabăra de vară. Asistentul social cu cadrele didactice și cu voluntarii organizează programul de reabilitare și consiliere psihosocială cu copiii. Faceți, vă rog, cu mai mare locul între la linie, mai mare spațiu, că le plasați mai mult de la linie. 2, 4, 6, 8, 10. Să facem un părinte, dacă mai chemăm un părinte. Echipele amândouă trebuie să deplasați de unii la alții bulgări aceștia de zăpadă. Condiția este ca să nu loviți cu bulgării în față, să nu loviți în corpul celorlalți persoane, dar în așa fel încât să atingă dă-și pe jos. Nu depășiți linia, nu depășiți linia, nu depășiți linia. Nu depășiți linia. Stop! Gata, pune în automatic! Noi am câștigat! Echipa mobilă de intervenție, soluția în depășirea situațiilor de criză de către copiii afectați de calamitate. De ce? Deoarece echipa mobilă de intervenție are menirea să mobilizeze comunitatea în colaborare cu comisiile situații excepționale pentru asigurarea condițiilor optime de intervenție în situații post-calamitate, să informeze părinții despre acțiunile necesare de susținere psihologică a copilului în perioada post-calamitate, să orienteze cadrele didactice cu privire la activitățile organizate cu copiii afectați de calamitate. Acest film a fost realizat de Asociația Prietenii Copiilor cu suportul financiar al UNICEF Moldova.